Dragilor, bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi pregătim o delicioasă prăjitură cu mere într-un mod foarte rapid și ușor. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început avem nevoie de un ou pe care îl vom pune într-un bol mai mare și îl vom bate cât să îl spumăm, aproximativ un minut. Apoi adăugăm 5 linguri de zahăr și continuăm să amestecăm cu telul până când acesta este încorporat cu oul și totodată va fi și dizolvat. Punem și 7 linguri de ulei, după care continuăm să amestecăm cu telul pentru a-l încorpora. Ingredientele măsurate atât cu lingura cât și cu cântarul le găsiți în descrierea acestui clip. Punem și o lingură de esență de vanilie, mai amestecăm încă puțin cât să fie încorporată. După care adăugăm și un pahar de iaur natural, din acesta de 125 de grame. Mai amestecăm încă puțin, atât cât să încorporăm și iaurtul în compoziție. Și pentru o aromă cât mai plăcută a prăjiturii, putem să adăugăm și coaja răzuită de la jumătate de lămâie. Mai amestecăm puțin pentru a încorpora și coaja rasă de lămâie și bineînțeles nu uităm de praful de sare pentru că acesta va accentua gustul tuturor ingredientelor și punem de asemenea și două linguri de zeamă de lămâie. Mai amestecăm încă puțin, după care vom începe să adăugăm făina. Eu am folosit un pahar nu foarte plin sau 10 linguri. O adăugăm treptat și amestecăm cu telul până când aceasta este încorporată în totalitate. Tot acum punem și o lingură de praf de copt. Dragilor, dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați, după cum știți este gratis și așa vă puteți bucura de noi rețete în fiecare zi. După ce am terminat de încorporat făina, cam așa trebuie să arate compoziția, trebuie să cadă ușor din tel când îl ridicăm din bol. Avem nevoie și de un măr potrivit pe care îl vom decoji. Puteți să-l folosiți și cu coajă dacă doriți, însă eu prefer să îl decojesc. Apoi îl tăiem în patru, după care putem să scoatem foarte ușor cotorul. Iar apoi din fiecare bucată de măr vom scoate felii mai mici, exact așa cum puteți vedea în imagine. Pregătim și forma în care vom coace prăjitura sau tarta noastră de mere, o ungem bine cu unt și o tapetăm cu puțină făină. Apoi putem să turnăm compoziția în interiorul ei. Diametrul formei mele are 24 de centimetri. Întindem bine compoziția în formă, atât cât să fie uniformă pe toată suprafața, după care putem să începem să adăugăm și merele pe deasupra. Apăsăm pe fiecare felie de măr pentru a intra puțin în compoziție iar apoi printre feliile de măr putem să adăugăm și câteva stafide sau chiar și afine. Acestea vor da un aspect foarte plăcut prăjiturii și totodată și un gust foarte bun. Iar la final presărăm foarte puțin zahăr tos pe deasupra, aproximativ o linguriță, pentru că acesta va ajuta la rumenirea foarte frumoasă a merelor. Apoi punem prăjitura cu mere la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 25-30 de minute. Depinzând de fiecare cuptor, poate întârzia mai mult sau mai puțin. Tarta mea a stat la cuptor 30 de minute. După cum vedeți, s-a rumenit foarte frumos la suprafață. Acum o voi lăsa să se răcească puțin, după care o voi unge și cu puțină dulceață de piersici, dacă doriți puteți să folosiți și dulceață de caise sau chiar și miere. Aceasta va da un aspect foarte plăcut prăjiturii și totodată un gust foarte bun. În cazul în care nu doriți să adăugați dulceață sau miere pe deasupra, puteți pur și simplu să pudrați prăjitura cu puțin zahăr pudră. Așa arată prăjitura la final, după cum vedeți are un aspect extraordinar de plăcut. Am tăiat o felie pentru a vă arăta cum este și la interior, este foarte pufoasă, este fragedă, merele au căzut ușor și la interior. Și ce să vă mai spun, are un gust de extraordinar de bun. Încercați-o și voi pentru că sunt sigură că vă va încânta. După cum ați văzut, rețeta este una foarte ușoară și rapidă. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și bineînțeles să o și apreciați. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!